Ciocul tău îi trimite portughezului, centrarea este foarte înaltă și reușește Liviu Ganea să reia spre poartă. Liviu Ganea, gol! Gol de mare atacant reușit de Liviu Ganea în minutul 74. Spuneam de formula ofensivă pe care o aliniază pe final de meci Adrian Sabo și iată că această formulă dă roade. Au ezitat fundașii Ceahlăului să respingă decisiv. Inițial nu părea periculoasă centrarea lui Serginiu, era foarte înaltă, putea să iasă și Calancea să rețină această minge. Nu au respins nici Lucian Cazan și nici Slavicas. Și până la urmă Liviu Ganea îi pedepsește, iată, Slavicas depășit și poziția regulamentară. Lucian Cazan îl scotea din offside pe Liviu Ganea. Și fostul atacant al CFR-ului reia spectaculos din volee la colțul lung, din nou bară gol, așa cum și Serginio a marcat pentru brașoveni în prima repriză. O intrare urâtă și Marian Constantinescu va fi eliminat pentru că mai are un cartonaș galben din prima repriză, din minutul 1. Face semn fostul jucător al Ceahlăului că nu a faultat, dar toată lumea a văzut altfel. Brașovenii rămân în 10 oameni din minutul 75 și va fi un final.